Am pornit camera. Așa cum avem un minutel. Hai să dăm pe parte. Nu mă lasă dracu 2 minute. Hai să dăm aici prima. Pavel, tu te iei curva că mă rămâne tare. Hai, pregătiți-vă, stați cu mine. Da, mahai, mahai. Zato mi je tu veslo. Ajo, ruce! Gata! Ova kurva. Vă mă aștept. Da, ce zau? Da! Porumbei au fost lansați. Ambele mașini. Nu mai e nimic. Ah, scala este el. Da! Bă, Nicule! Aici asta, mă! Nu l-a scos ăla, mă? Marine! Bă, uite-te sus în mașină, dacă mai sunt porumbei! Apa! Oh, ia-l dracu! A ieșit, mă, gata! Okay, avem soarele acolo răsărit. Porumbei să zicem că au plecat. Uite și pe acolo storurile. Au luat o ușă. Să le pula, uite-te și pe partea elaltă, băi! Să le dracu de ouă! Am nimeni mă zdrugi soare? Nu, 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 e ok acolo. Iată-mi pauză să nu zic. Uite-mă, pe Moldova să duce. Impecabil au plecat, ia uite-i. O Moldova să duce, uite, aia deja e pe val. Porumbei au fost lansat la 5 și jumătate. Să zic, uite stol mare aici. S-a despățit în 4. S-au rupt în 4 stoluri. Uite, bă, pleacă și asta. Hai să filmăm și ceasul ca să se vadă ora. 4:32 ora Poloniei. 5:32 ora României. Delegația avem în jur de 5-6 băieți care au venit să ne lanseze porumbeii. Soarele este undeva acolo. Porumbei au cam plecat, să spunem așa, în 3 minute. Mai avem, uite acolo două stoluri care pleacă și ele, uite-le. 1, 2. Uite, toți au împins acolo. Așa. Hai să vedem și băieții de aici. Domnul Roșu este delegatul nostru de Polonia, de la Skolin. Este foarte departe de a întrebi rămâna. Am dat o mașină acolo și o mașină mai în spate pentru a putea lansa în condiții perfecte.
nu din alt motiv. Lansarea a fost reușită. Încă o dată vă filmez jos, solul. Este iarbă foarte, foarte mică. Nu a rămas niciun porumbel. Să pape vulpea. Mai sunt câțiva tomnatici de n-au plecat. Își ia și la revedere de la noi. Și se îndreaptă ușor, ușor spre casă. Și asta a fost filmarea și urăm lui domnul Toader vizionare plăcută.